lui despre cum să alegi audiența corectă și, în general, despre audiență noi discutăm azi, așa că dacă vă este relevant subiectul de audiențe, despre statistică, despre remarketing, despre promovare, despre ce este audiență, cum e poate să ne ajute, în ce direcție poate să meargă audiențele, toate aceste lucruri azi vreau să discutăm cu voi. De fiecare dată eu spun un lucru foarte important. Așa, oamenii zic că mă aud, așa, oamenii sunt din Bruxelles, Chișinău, bună seara la toți cei care se aud, se văd, mă bucur foarte mult să vă văd activi aici. Deci, noi cu voi urmează o oră și un pic, o oră jumate, cred eu, să discutăm despre audiențe. Mereu spun un lucru crucial, vital și foarte important. Tema audiențelor este tema mea preferată. Eu abajaia audiențele pentru că audiențele țin de partea de analitică, de partea de cunoaștere, cine este consumatorul tău, despre partea de tot ce e important. Respectiv, haideți să începem seara de azi. Cum spuneam, se aude și se vede. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și eu astăzi voi fi alături de dumneavoastră. Vom comunica despre Facebook, Instagram, despre audiențe. Cei care sunt activi în social media, mai ales Instagram, puteți să faceți un tagging pe talmazan.md, este Instagramul meu, sau talmazan.school, Instagramul școlii noastre. Faceți stories-uri, arătați ca de fiecare dată cum voi, perspectiva voastră, cum mă vedeți voi pe mine, de aceea e mereu plăcut să văd în, spun așa, în back după asta, cum oamenii fac notițe, cum ei pun întrebări după asta în private, ca ultimul webinar a fost foarte, foarte activ, peste 100 de mesaje am avut în privat, ceea ce foarte tare bucură. Vreau să-mi spuneți dacă din cei care sunt prezenți astăzi aici, dacă voi ați mai fost la noi la webinare, dacă voi sunteți prima oară, vă rog să puneți un cifra 1 și cei care au mai fost, aproximativ puneți cifra câta oară sunteți la webinarele noastre, pentru că urmează câteva slide-uri despre Dumitru Talmazan și mi-e interesant cât de mult trebuie să vorbesc și să-l laud, cât de maladeț e el. De aceea dați-mi, rog frumos, un feedback dacă sunteți prima oară în general la un webinar marca Talmazan School. 1111 parcă e agenda mea de la școală. Așa, și 2 și 3. Vă precis nu copiez la minunurile. Așa. Ok? În mare parte, mulți sunt novice. A doua, a treia, 1, 1, 3, 2. Bun. Salutăm pe toți, Natalia, Larisa, Mariana, Nina. Vă salut pe toți cei care sunt din Moldova și din afara țării noastre. România și diaspora noastră din toată lumea. Mie îmi spune Dumitru Talmazan, eu sunt în domeniul digital deja de peste 7 ani de zile, sunt certificat Facebook, probabil unicul în Republica Moldova certificat Facebook, cel puțin am căutat și n-am găsit pe alții care au mai primit certificarea din partea Facebook pe direcția de planificare și strategie comunicare în Facebook. Sunt certificat MBA, antreprenor digital, sunt câteva proiecte și azi o să vă spun prin prisma la ele, anume eu voi vorbi despre sfaturile mele cu lucru cu comunitățile, cu audiențele. ASAP Digital Team este agenția noastră care deja de 4 ani de zile promovează peste 100-200 de branduri anual și noi administrăm un buget de peste 300.000 de euro, ceea ce ne creează o experiență destul de interesantă în background. Talmazan School este școala, Kick Social Work, o aplicație digitală, Prom Capsule, un proiect extraordinar pentru absolvenți și toți cei care au treabă cu arhivarea emoțiilor în timp. Respectiv, vă spuneam despre experiența mea în comunicarea internațională. Sunt speaker a programului Facebook la Business Mold, este Universitatea Sinergia, Talmazan School și Sidorin Lab. Slide-ul un pic convechit, vreo 2-3 cifre în 3 de schimbat, de obicei așa eu în cifre eram la nivel de 6 ani, 200 de companii, 2000 de absolvenți, 300.000 bugetul, peste 30.000 de participanți. Noi deja avem, eu cred că peste 3.000 de participanți absolvenți ai Talmazan School, a programelor noastre, de aceea un pic totul asta e diferit.
Toate aceste cifre sunt despre perspectiva prin care eu azi vin în fața voastră să vorbesc despre social media, să vorbesc despre audiențe, să vorbesc despre remarketing, despre toate detaliile care țin de comunicarea în online. Dacă voi sunteți un social media manager, dacă voi sunteți un antreprenor, dacă voi vreți să lucrați în social media, dacă voi aveți desetat publicitate, atunci azi voi aveți ce duce acasă. Ce să duceți acasă. Am câteva slide-uri și mă gândeam că sunt mai multe, dar vă arăt doar slide-ul ăsta, cam așa eu arătam 10 ani în urmă, când am început activitatea de social media, când era la modă să faci postări cu bună dimineața și cafeaua și neapărat poza ta trebuie și în colț. Asta este un screen real, eu aveam atunci pe atunci o afacere special.md, este agenția de wedding și acum există, doar că colegii mei au preluat-o, nu mai fac parte de mult deja. Respectiv, de atunci s-a schimbat foarte mult, atunci era despre pentru că trebuie. Azi, din păcate, noi nu mai putem să facem promovare pentru că trebuie, iar facem promovare pentru că de ce. Da? Noi analizăm cui noi ne adresăm, noi analizăm pentru ce noi în general facem comunicare, ca orice buget, orice cent, orice zi, orice minut, orice om care este implicat în crearea de conținut să se adreseze unei audiențe din regiunea care vrea să lucreze. De ce? Ca să fie asta eficient, desigur că trebuie să lucrăm cu audiențele. Dacă vorbim despre experiența mea, este încă așa un slide care, pentru cei care vor să lanseze în comunicarea digitală, trebuie să știi că calea asta nu este complicată, dar nici nu este prea simplă. La mine au durat vreo 6 ani de zile până când am acumulat experiența ca să pot face acest sharing, începuturile fiind de pe 2013, când lucram ca PR manager, după care am fost ca social manager în companiile Granat, OM, Niagara, Marsala, după care am inițiat propriile proiecte și astăzi sunt în spatele meu câteva sute de companii care au trecut trainingurile noastre individuale, câteva zeci de companii care au trecut trainingurile corporative, câteva organizații naționale, internaționale care au beneficiat de consultanța noastră și de partea de monitorizare și mentoring, câteva mii de studenți care au trecut cursurile Talmazan School. De aceea să pornim la drum și să aveți încredere că azi o să vă dau tot ce am mai bun prin prisma de audiențe, pentru că vă spuneam, asta este asta, tematica mea preferată. Așa că dacă sunteți gata, dacă sunteți conectați, ați făcut stories, ați făcut tag, TED cum spologhează, atunci dați-mi un fire, un go, un să începem și eu o să înțeleg că noi suntem gata să pornim la drum și respectiv vom livra conținutul pregătit pentru voi despre audiențe și cum noi să le folosim, ce fel de audiențe sunt, în ce direcție le merg și cum noi să le folosim. Vreau să văd feedback-ul vostru. Go, go, Ana, este câteva persoane deja mă susțin. Știți, înainte când era offline-ul, cumva și să aplaudăm, știți, pa, 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 și energie o primeam. Acum încerc să comunic cu canonul din fața mea și să trag ochii așa să mai văd feedback-ul vostru. De ce? Dacă nu vă e greu, dacă nu vă sunteți la volan, nu plângi copilul, bărbatul, soția și aveți două dești și puteți să scrieți cât ceva, vă rog frumos, voi fi recunoscător și asta o să-mi dea mie un pic de curaj, un pic de conexiune, că ceea ce facem noi aici este și util pentru voi. Webinarul va fi salvat, da, va fi salvat, va fi salvat. O să vedeți ceva link-uri, colegii mei pregătesc, avem și cadouri azi pentru voi, ca de fiecare dată avem formatul că îmi scrieți în Instagram la final și vă dau ceva cadouri. Cadourile de azi o să vedeți și de obicei le dau doar la cei care sunt la webinar. Pentru cei care vor să înceapă să lucreze, trebuie să înțeleagă că insight-ul de bază urmează să-l descoperiți. De ce pornim de la elementul de bază? Iar elementul de bază este la noi ce este o audiență. Prefer să înțeleg că la noi sunt 60 de oameni, dar oameni conectați la promovare, la marketing, la publicitate, la business,
Și vreau să mă ajutați în expunerea unui gând. Ce credeți voi? Sau cum vedeți voi în direcție de social media comunicare? În contextul tematicii noastre, ce este o audiență? E că cum înțelegeți voi ce este o audiență? Vă rog să-mi scrieți. Eu voi citi și pornim de la primul punct care ține de anume partea că noi cu voi trebuie să avem același vector, aceeași viziune despre audiență. De aceea, dați-mi, vă rog, un feedback, eu așa voi ridica telefonul și o să văd comentariile voastre. Dați-mi un feedback la nivel de ce în viziunea voastră este audiența. Oamenii, potențiale clienți, publicul care, pentru care facem reclamă, publicul țintă, persoane cu care interacționezi, publicul țintă, clienții noștri, publicul de după ecran, Maria, frumos, îmi place ideea asta cu publicul după ecran, desigur o vorbesc. Oamenii care urmează să te adresezi, grupul target pentru vânzări. Ok. Direcție clară. Cui se adresează produsul tău? Persoane care putea fi interesat de produsul tău. Bun. Vectorul l-am înțeles. Dacă mai scrieți, eu o să mai trag cu ochiul neapărat. Eu vă văd aici jos. De ce e partea de viziune prin care priviți voi? Eu aș numi o parte foarte tehnică, o parte industrial-științifică, da? Public țintă, target group de promovare, oamenii de după ecran, cei cărora noi le adresăm ca să vindem ceva și în foarte multe formulări, spre exemplu, acum Lumenbutuc scrie oameni interesați direct de produsul tău sau persoane care urmăresc mai jos, un grup de persoane, lui de care văd produs nujn, Olga ne scrie. Respectiv, foarte mult s-a folosit cuvântul oameni. Există și elementul tehnic industrial. Eu sunt sigur că voi nu sunteți contra inclusiv conceptul care o să-l spun eu, dar e important de menționat că adeseori noi ca promotori sperăm, vrem că atunci când noi facem o postare sau atunci când noi facem o publicitate, ea să fie de succes. Zafixirvă-le. A doua paradigmă vine în faptul că atunci când alții targetează pe noi, noi spunem net. Eu nu clichez pe ei, eu de obicei nu completez sondaje. Nu, eu pe site de obicei nu cumpăr. Nu, eu comentarii nu scriu. Nu, eu mesaje de obicei. Adică deseori aud așa element. Că eu ca consumator spun, nu, eu n-am când să scriu mie comentarii, Dumitru. Nu, și când noi să facem stories? Ia spuneți, da? Și ne-au făcut stories? Și ne-au făcut tag pe talmazan.md? În spate stă o audiență, care 62 de persoane, care au venit la un webinar despre audiențe. La un speaker care ei întâmplător sau intenționat l-au găsit, apreciază sau cred că după asta urmează și trag o concluzie vis-a-vis de Dumitru Talmazan. Respectiv, o bună parte mă cunosc și unii chiar cred că ceea ce eu vorbesc are sens. Dar ei stories nu au făcut. Și voi sunteți audiență în situația asta, către care eu mă adresez, dar voi nu vă convertiți la un element foarte simplu, cum ar fi stories-ul, spre exemplu. Ce să mai vorbim despre faptul că să vă spună mai să clicați pe un link și să completați un card vreo 50 de euro, să cumpărați vreun produs? Și nu e despre mine, e despre model. De ce când eu vorbesc despre audiență, de ce mie îmi place tema asta la nebunie? Tema audiențelor este despre obiectivitatea de a privi afacerea drept în ochi. Atunci când voi vreți să creați o campanie, atunci când voi vreți să înțelegeți cum să comunicați, voi trebuie să vă întrebați un lucru foarte important. Dar cine este audiența mea? Nu e ca noi să vorbim azi și conceptual și o să vă arăt și în contul de publicitate niște audiențe strategice o să vorbim, dar înainte de toate, noi deseori începem să facem postări pentru că trebuie. Posteri pentru că te-ți fac des, facem și noi. Reclamă, te-ți fac bus post, dar deși să apeși butonul și la next, save. Dar e foarte simplu. Dar obiectiv, din 10 publicități care voi le-ați făcut, câte ori voi, înainte să apăsați butonul bus post, v-ați întrebat, da, de la ce audiență eu mă adresez? Așa, la femei cu vârsta 20-40 de ani, ok, dar audiența asta oare nu e cea mai întrebată? Mai ales dacă femeie 20-40 Chișinău, toți care se află aici, majoritatea din voi, 99%,
din toți cei care se află aici, la nivelul de audiență, dacă faci promovare, voi folosiți audiența 20-40 Chișinău. De ce? Pentru că este cea mai populară audiență. Asta sunt femeile care iau decizia pentru dânsele, pentru copiilor, pentru soților. Astea sunt femeile care au început să câștige și femeile care pot să influențeze câștigul bărbatului lor. De aceea, în formatul ăsta, e foarte important să ne întrebăm. Ok, vrem să facem o campanie publicitară. Ok, vrem să facem un plan, media plan, un content. Ok, vrem să facem un stories. Dar pentru cine este atât asta? Cine sunt oamenii? De ceea ce vreau eu să începem noi la nivel de exerciții sau la nivel de tipsuri, o să începem de la simplu și o să mergem la complex. Primul moment care voi trebuie să luați în considerație este momentul de avatar clientului. Avatarul clientului, voi l-ați auzit, cei care au mai trecut și instruirile noastre, cei care au mai făcut marketing, fac marketing, ați auzit cu siguranță despre avatarul clientului. Îmi place să vorbesc despre upgrade-ul avatarului, care se spune în continuare despre jobs to be done, dar la avatarul clientului, ca prim moment prin prisma căruia noi facem publicitate, este elementul care, poate el e așa pentru bifă. Pentru că dacă vedeți, el are de obicei o structură foarte standardizată. Da? Noi avem pe partea stângă, avem colonița cu vârsta, genul, locație, cine sunt oamenii ăștia și deseori oamenii se opresc aici doar, la avatarul clientului, unde ei spun că clienții mei sunt femeile de 20 de ani care câștigă un salariu mediu de 5.000 de lei, au doi copii și trăiesc în raza 10 km la Chișinău. Le place siliot capat șubăi și de anul nou beau șampanie moiet. Respectiv, dacă noi analizăm prin prisma asta, putem să o dăm în bară. Pentru că de mult deja s-a schimbat consumul audienței. Fiți de acord că nu orice om bogat este gata să cheltuie banii pe toate produsele. Și fiți de acord că chiar și un om cu un venit mai mic este gata să renunțe la zeci de lucruri ca să-și cumpere iPhone-ul, ca să-și cumpere hot dog-ul, ca să-și cumpere masca și ca să-și facă o coafură, ca să vopsească, ca să-și iei blugi, să-și iei figneaua asta de 150 de lei, ping-pong-ul ăsta pentru copii care apeși fără sens. Eu nu știu cum se cheamă, punch, pinch, pum, popitul, îmi spune un copil aici lângă mine, am un copil și el e în temă. Respectiv, e că încearcă lui mamea să-i explici că oamenii o să dăie 150 de lei pe o bucată de rădzână care se apasă dintr-o parte și prin alta. Da, vă spui, Dumitru Tunic, că nu înțelegi, tu ești bătrân, de ce tu nu înțelegi că popitul ăsta e vechi? Hai, eu spinurul l-am înțeles, dar popitul eu nu-l înțeleg. Eu aș spune că nici copchii nu-l înțeleg, două zile la noi au lucrat popitul și gata, s-au popit. De aceea, când noi vorbim despre audiență, noi neapărat vorbim despre avatarul clientului. Pentru că tot ce vom livra aceste audiențe, toată comunicarea care urmează voi să o creați, este despre a înțelege, în primul și în primul rând, dar cine-i? Cine-i îi? Eu înțeleg la mine un lucru, noi, apropo, în programele noastre avem mai desfășurat teme, eu azi nu pot să permit să intru în detaliat cum să alegem o audiență corectă, dar, spre exemplu, eu la final o să vă spun cei care aici nu o să răbde, dar planificat cumva să facă niște schimbări în direcția de comunicare, propriul business sau a cuiva, voi sus aveți un link și acolo este o ofertă, puteți să clicați și să vă duci să vă înregistrați pentru niște programe de instruire care sunt aici azi pentru voi la reducere. Cei care la final o să vă mai dau niște detalii și o să vă dau și încă ceva oportunități, inclusiv aceste tabele, o să fie posibil la final să le primiți cei care o să dorească. Respectiv, dacă noi vrem să facem un upgrade micuț, atunci răspundeți la 4 întrebări. Care sunt valorile, care sunt obiecțiile, care sunt fricile și care este sursa de informare a audienței voastre? Care sunt valorile? E foarte important de înțeles elementul de valori și aici, știți, în content comunicare voi spune doar un detaliu important. N-aveți dreptul, nu este recomandat, ar și ghine să evităm, minim 3, mai tine sau 4 valori. Sex, religie, politic. 3. Foarte rar recomand să vă expuneți politic public. Dacă mai ales sunteți afaceri, eu nu mă refer aici la persoana Dumitru Talmazan, eu mă refer aici la brandul Talmazan School sau Sub Digital Team.
brandul vostru n-are nicio treabă să susțină, spre exemplu, religia, politica sau minoritățile sexuale, să se expună că îi place, nu-i place, vede, nu vede, înțelege, nu înțelege, pentru că business-ul are un concept că el comunică cu mai multă lume. Eu acest exemplu sau această conștientizare o repet când vorbesc despre audiență. Am înțeles-o când lucram vreo 5 ani în urmă ca social media manager la Niagara Fitness Club și eram acolo social media manager, eu lucram și eu m-am mirat că era primul job al meu în care prima oară în viață eu am văzut companii care nu lucrează numai o dată pe an, cu excepția perioadei când fac reparații sau chestii. Standard, fitness-ul nu lucrează o dată în an. Cel puțin Niagara pe perioada aceea așa era. 1 ianuarie. În rest, el lucrează în fiecare zi. Pentru că este ireal tu să închizi bazinul pentru că e sâmbăta morților și e zvinit, nu se poate aprins focul de tapa e răși și nu se poate călcat. Nu se poate anul nou ne scuzați noi pe 25 și noi anul nou pe vechi sau anul nou pe nou, pentru că acolo umblă și ortodox, și catolici, și adventiști, și baptiști, și ateiști, și judoiști. Ce vrei acolo? Tățuiști încolo să duc. Mai mult ca atât. Ei sunt cu oameni cu diferite culturi, la cineva la chinești sau la cine anul nou în aprilie, la noi în iarnă, adică tu dacă duci nu poți spune, nu-i scuzați, la noi azi e, da, boboteaza, noi am o și busuioc prin bazina să punem pentru ca și tata asta și cum să și batiușca. Adică tata asta e corect pentru un anumit segment. Când tu lucrezi în mass market, când tu lucrezi către o audiență ta mare, tu trebuie să înțelegi că factorul de valoare sex, religie, politică n-ar și gine să-l atingi. Aici doar am vrut să vă spun, pentru că deseori noi vedem că numai eu de bobotează întotdeauna mă expun, până mu este, și înainte era, așa mu este, când vine boboteaza, tăți ies acolo cu scaldatul, în chiloței, cu burdică, tăt frumos și tăt echipa cu tăt colectivul. Câteodată asta e ujasnă, deși pentru că tu în sfârșit, eu m-am luat vorba înainte, Doamne ferești, dar l-ai văzut pe directorul tău cu burta goală, da? Până mu tu nu știi cum el arată și tu erai fericit, ori fericită. De-aia că muia tu l-ai văzut. Și de azi încolo, tot mai rar vrei la lucru. De ce? Dar deseori este momentul ăsta. Poate e utriruiu, da? Pentru că cumva ar spune cineva că-s bismertne. Dar logica este una foarte simplă. Noi, atunci când încercăm să creiem comunicare pentru audiența noastră, noi trebuie să fim sinceri cu noi și cu dânși. Puteți urmăriți următoarele detalii, cum ar fi obiecțiile sau fricile, foarte mult ajută, mai ales în perioada carantinei, pentru că noi în această perioadă ne dăm seama că, spre exemplu, mai sunt foarte multe obiecții, foarte multe frici la audiența noastră, la nivel de, mai ales, s-au deschis tare multe afaceri care țin de calitate, care țin de livrare, care țin de foarte multe momente și atunci se primește că oamenii au anumite frici. N-o să-mi meargă 36-7, da? Sau n-o să-mi vină, sau n-o să fie gustos, sau nu mai cumpărat altcineva, sau n-o să țină garanții, calitate. Adică și atunci, dacă noi știm fricile clienților noștri, haideți să vă dau un tips cum se poate folosi în momentul ăsta. Spre exemplu, vă știți că oamenii au o anumită frică, o anumită obiecții, vă știți că e o anumită sursă de informare, de unde se informează atunci când iau decizia de cumpărare sau de acces a produsului din categoria care faceți parte voi, respectiv voi atunci pur și simplu translați aceste răspunsuri la frici. Dacă tu îmi spui, Dumitru, eu nu cumpăr un curs pentru că eu n-am încredere că eu o să înțeleg ceva, atunci eu trebuie să-ți arăt ție prin acest webinar că tunioista are cunoștințe care poate să-l transfere. Eu pot să merg în remarketing la audiența care a fost la acest webinar cu niște feedback-uri de la clienții care deja au terminat. Eu pot să merg cu cei peste 2000 de absolvenți poză așa în remarketing și în fiecare colț iasă și spună, Dumitru, maladeț? Și atunci tu spui, aha, a dispărut. Ok, eu nu-s primul loc, o mai cumpărat oamenii, după asta eu o trăi, tot e gine. Dar dacă eu n-am aceste informații, eu nu pot să închid durerea. Dar dacă eu nu lucrez cu închiderea durerii tale, pot să-ți dau reducere cât nu ți-aș da, pot să-ți chem, să-ți șuier, să-ți sun, să-ți fac nu și tu spui, ciubacu, eu prost, n-am încredere. E ca cine tu ești în primul rând.
Pe urmă de-aia discutăm oferta, da? Deseori, audiența este relația dintre oameni. Mulți să fac asocierea dintre femeie și bărbat, bărbat și femeie, în care, dacă o să vorbim mai încolo despre audiența rece, cald, fierbinte, și asta este pentru tineretul care este 18 minus, care au probleme sau complicații sau necunoaștere și să facă cu o fată, sau fata cu un băiet, atunci deseori este asocierea cu audiența că dacă tu o să inviți o domnișoară, haideți eu exemplu ăsta, eu de mă tem să vorbesc că îmi zic că sexist, dar de ce să inviți o domnișoară? Și nu poți să inviți un domn? La ce fetele nu poți să inviți un băiet? Să luăm o ipoteză. Băietul invită fata, la noi la sărată galbenă e așa. Respectiv, și tu deodată îi spui, haidea, ai șansă, mai ales dacă fata e la sărată galbenă și o vine de pe deal nu de mult, să-ți zaredească o sapă că după asta tu n-ați mai vrei nică. Nu, de vreo toată să vrei, dar n-ați poți. De aceea, trebuie o leacă de remarketing. Trebuie întâi să o duci la discotecă, pe urmă îți duci să-i săchi în grădină. Nu știu, îți duci să-i plejești, să-i tragi cu gazonul, să o chemi la bazin. Adică să faci o leacă de valuri, dacă mai faci cunoștință cu tatu, să și e crută, și pe urmă la tine deja gradul de încredere este altul. Și tu mergi în remarketing, în relație, și când să-i spui, de mă, și e gata. Adică n-ați și prost în frunte deodată, hai. Da? Deci e ca fix așa e și în vânzare. Dacă eu acum spun, prieteni, eu am un program de Mentor My Business care costă 6.000 de euro pe o zi și voi spuneți, și cu tine, eu în viață n-am văzut grămadă 6.000 de euro, dar încă să dau ție și încă pe o zi. Adică eu 6.000 de euro poate să dau, dar toată viața să lucrez la mine. Adică este neconexiune dintre valoarea produsului, dintre audiența care aude asta și mesajul către această audiență. Deci, știind toate momentele astea, voi puteți să îmbunătățiți acest moment. Așa, ador cum explici. Claudia, sper mult că e ceea ce ați așteptat. Rece, cald, fierbinte este un tip de manipulare subtilă, da, este în general, dacă voi studiați NLP-ul, neuroprogramarea sau alte cărți deștepte, ori ascultați minim YouTube-ul, cum eu câteodată, voi o să vedeți că marketingul este o manipulare continuă și nouă ne place să ne manipuleze. Când voi vedeți frigiderul de 6.000 de lei, zici și te-ai dat la cap 6.000 de lei să dai în frigider, dar 5.900 parcă așa e mai ieftin o lecție. Și încă livrare gratuită. Și încă dacă ceva în 30 zile poți să-l întorci. Ce e asta dacă nu e marketing? Respectiv, în contextul ăsta, vine momentul că e foarte important să înțelegem că abordarea audienței este destul de important. Cei care nu au lucrat niciodată cu avatarul clientului, eu vă îndemn să-mi scrie, la final o să spun unde scrie, ce scrieți, ca să vă dau eu acest tabel și voi să puteți să îl completați și să-l folosiți în contextul dat. Cei care au făcut avatarul clientului, dar vor o informație mai multă în contextul despre cine este audiența noastră, avem un alt concept și conceptul ăsta se numește conceptul Jobs to be Done. Conceptul Jobs to be Done este destul de nou pentru marketing per general și el are o logică mult, 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 mult mai mare. El spune că oamenii nu se împart în femeie, bărbat, 600 de lei ce cu mediu, îi place cei care au terminat ASEM-ul, cei care călătoresc frecvent, mamă cu doi copii. Adică el nu împarte după niște parametri cum împarte avatarul clientului deseori. Jobs to be Done spune în așa moment. De ce eu angajez acest produs? Spre exemplu, spuneți-mi, vă rog foarte mult, și vă rog foarte mult aceste 63 de suflete minunate care sunteți, scrieți-mi într-un cuvânt sau două care este motivul de ce voi sunteți aici. Care este motivul de ce voi ați venit la acest webinar? Într-un cuvânt, două, frază, două. Vă rog foarte mult, ca să înțelegeți mai bine elementul de Jobs to be Done și dacă voi să-l folosiți, exercițiul care eu acum vă-l dau, dacă să-l faci cu clienții voștri, ține vam ne budet, în engleză vorbind. Adică elementul important este că dacă tu nu știi cu cine vorbești, tu habar nu ai și vorbești. De aceea, spre exemplu, și eu o să vă explic, inclusiv colegii mei de breaslă, dacă sunt aici, scrieți motivul de ce ați venit.
Să văd cum faci tu sau cum acolo. Curiozitate, dezvoltare personală, să înțeleg. Vreau să învăț cum să-mi promovez afacerea pentru a atrage angajați. Curiozitate, necesitate de cunoștință și încredere în sine că tu livrezi și încrederea în ceea ce tu livrezi. Curiozitate, calificare, să învăț, не делать портрет клиента каждые 2-3 месяца. Curiozitate. Nu, da, 2-3 месяца нельзя. Curiozitate. Pentru să învăț mai mult produsul meu. Pentru a învăța, activez în domeniul marketingului. Ok. Este important pentru mine cum să-mi cunosc audiența. Așa, dezvoltare personală. Vreau să învăț. Până acum, spuneți-mi printr-un plus dacă sunteți de acord cu mine sau nu, că la noi s-au desenat trei categorii de audiență. Audiența care a venit încoace din curiozitate, audiența care a devenit încoace să învețe și audiența care a devenit încoace pentru dezvoltare personală continuă, upgrade sau în zona asta. Puneți da sau nu. Sunteți de acord că noi putem scoate trei canale informaționale din momentul ăsta? Oamenii au venit încoace din curiozitate, și asta, și neista, și tema asta, curiozitatea are mai multe laturi. A doilea, am venit să învăț, știu și asta, știu și neista, am venit să învăț încă ceva mai nou. A treilea, dezvoltare. Așa sunt. Respectiv, ce mă ajută pe mine? Mă ajută pe mine următorul lucru. Oamenii care au răspuns curiozitate, paradoxal, dar voi să vedeți că ei nu seamănă între ei. Vârsta lor este diferită, ocupația lor este diferită, salariul lor e diferit, problemele, creditul, copchii, situația psihologică, netologică, morfologică este total diferită. Atunci eu dacă o să-i pun pe dânsă că curiozitate, din curiozitate la noi vin numai fete din 19 până în 20 de ani care au terminat ASEM-ul. Nefic. Vin și de la Ulim, vin și care vopșe n-au învățat, vin și de 40 de ani, și de 20 de ani, și 30 de ani. Și atunci ce se întâmplă? Atunci noi spunem că intervine jobs to be done. De ce voi angajați produsul meu? Iar voi angajați produsul meu pentru că voi vreți ca el vouă să vă acopere problema curiozității. Voi vreți ca el să vă acopere problema cunoștințelor. Voi vreți ca el să vă acopere problema dezvoltării personale. Și atunci, dacă colegii mei din setarea publicității pentru webinare vor face copywriting-ul și vor scrie vrei să afli lucruri noi, curiozități din lumea marketingului, vină la webinarul Dumitru Tamazan din 7 aprilie 2022. Sau vrei să înveți lucruri noi și să dezvolți abilitățile de social media? Clic aici. Понятно că nu cu intonația care o zic eu parcă la Top Shop, dar în direcția asta e comunicarea. Adică eu voi folosi niște mesaje pe care voi le-ați expus în jobs to be done-ul vostru, motivul de ce voi angajați produsul meu, și oameni care au aceeași durere o să vadă că webinarul ăsta e leac pentru durerea lor. De aceea e foarte important să aflați motivele reale și motivul de ce oamenii angajează produsul vostru. Pentru că eu, spre exemplu, mă duc câteodată la supermarketul numărul 1, nu din cauza că e ieftin. Jobs to be done-ul meu este parcarea mare de la Viaduc. Parcarea mare și varietatea de produse. Eu câteodată mă duc la ăsta, magazinul de lângă Grand Hall, Furșet, Gourmet, nu din cauza că acolo e ieftin, eu știu că acolo e mai scump, eu îmi dau seama conștient că acolo e mai scump. Dar eu mă duc încolo din cauza că jobs to be done-ul meu este că eu vreau să iau vin, cred că când vreau să mă selectez un vin, nu știu ce eu mă gândesc la acela, și că nu vreau să mă calci picioare. Pentru că în magazinul ăla alimentar de la Baby Hall, Furșet Gourmetul, apă acolo e întotdeauna e tare straniu business-ul și ala, pentru că tu când intri apă, ai impresia că nici vânzătorii nu-s pe loc. Adică nu încă să mai ieși cumpărători acolo, acolo e tu și Svet brăsai granatul. Numai paznicul este și dejurnii văditeli. Respectiv, în sensul ăsta, eu am anumite motive. Dar, spre exemplu, când vreau să iau sare, s-o terminat sarea, câți din voi, ei de obicei cumpără la unde? La Berț, unde cumpărați voi? Pâine, magazinul ăsta de lângă parc, cu geant, parcă vii de la Gucci, numărul 1, Kaufland, și nu s-a terminat sarea.
Tu și duci la Kaufland după sare. Te-ai coborât la alimentară jos aici. Ai zis, mă, șcheleană, niște sare. Dar când vrei avocado, când vrei pește roșu, absolut te gândești, unde e mai proaspăt? Și e că asta este jobs to be done, nu? Cum să-l aflați? Pentru că voi întrebați, Cornelia, cum să aflăm chestionar? Inclusiv, știi care este istoria jobs to be done-ului? Istoria jobs to be done-ului este că foarte mult ea s-a accentuat, ceva și de la McDonald's a făcut chestia asta, eu am văzut că se vinde milkshake-urile și atunci, McDonald's dacă nu greșesc. Păi dacă scriți în Wikipedia jobs to be done, o să vedeți istoria mai desfășurată. Și ei au văzut că se vând milkshake-urile. Ei au încercat să scoată analitica după avatarul ăsta care e al lui Talmazan și acolo nică și femei și bărbat și tineri și asta și ei nu înțelegeau, dar cine, cum noi să înțelegem și creativi să facem și fel de mesaje să facem către audiența noastră. Și atunci managerii la ieșire întrebau, de ce tu angajezi acest milkshake, de ce cumperi? Și ei răspundeau. Și în final eu înțeles că sunt vreo trei motive de ce cumpără. În primul rând, cumpără pentru că consistența milkshake-ului este ca micul dejun. Și foarte mulți care dimineața se duc la lucru, ei treceau și luau milkshake-ul pentru că el avea calorii și atunci eu înțeles, tac, stai, iată, înseamnă că triggerul nostru de spoturi publicitare să fie către dimineața n-ai reușit să mănânci, vine și mănâncă milkshake-ul nostru. Mai mult ca atât, consistența produsului trebuie să fie așa de bună încât cu trubușoara, știți când bei de astea unele milkshake-uri și tu faci tu și acela nu iese, se bate trubul, ce e, tocmai nu iese, da? Respectiv, ei se gândeau că trebuie să fie consistența atât de bună încât să fie comod de băut, la volan, la bicicletă, mergând pe jos. A doilea trigger, a doilea cluster de audiență care l-a făcut McDonald's-ul era tații care se duceau să-și iei copiii de la școală. Și eu observat că când iei copilul de la școală, care sunt părinți aici, puneți inimioare, copilul zice, mama vrea ciocolată, tata vrea piceni, mama vrea biscuite, da înghețate, da morojnă și da. Și tu, dacă ești tată, mamă care lucrezi, și nu numai, dar de obicei, eu după mine, spre exemplu, eu văd copiii mei doar sâmbătă și duminica, tu ai ăsta, feeling-ul ăsta de vină. Și când copilul tău vine și spune, tați, poate o înghețat și tu, și tata n-a scumpăr, te-o văzut 5 zile în urmă, cum să nu cumpăr, da? Adică, și atunci tații o înțelegeau că ei au așa o chestie ca element de să iei ceva bun. Adică ei aveau de ales, iei un Snickers, iei o cola, să iei ceva, dar asta e rău. Dar milkshake-ul e bun, el e pe lapte și încă e cu arome naturale. Și atunci campaniile publicitare o să fie despre faptul că la noi pentru copii e recomandat. Înțelegeți cum noi produsul nostru, campania noastră, publicitatea noastră o fixăm nu prin prisma am fotcă cu produsul pe fond alb, pun fotcă cu produsul pe fond alb. Dar când avem audiență, noi începem să adaptăm. Dar cum gândesc femeile, dar cum gândesc bărbații, dar cum gândesc oamenii care sunt cu venit ridicat, dar coborât, dar pentru dânsă contează asta sau nu contează? Mai departe, motivele prin care noi alegem, un exercițiu pentru voi este să vă întrebați ce fel de companie puteți să dezvoltați. Paradigma jobs to be done-ul vine că noi toate companiile sau toate campaniile sau toate brandurile sau toate ofertele le analizăm prin prisma celor 6 poziții a jobs to be done-ului. Este cheapest, biggest, fastest, easiest, expertest și hottest. Acum, eu, când vreau să cumpăr ceva, mă gândesc, vreau cheapest sau biggest? Vreau hottest sau innovated? iPhone-ul la noi este expertest, easiest, hottest. El este un iPhone-ul, este un model care nu-i cheapest deloc. El este foarte inovativ, el este ușor în utilizare. Da, am uși androinici, sară cu comentarii și cu blăstemuri peste mine, că cum, că nu mă pșep și acolo, dar după o noapte eu nu pot să dezlichească de iPhone. Respectiv, elementul este foarte important că iPhone-ul real e simplu, tu nu poți acolo să tupiești, 3 knopi și trebuie să le nimerești, da? Respectiv, dar dacă, spre exemplu, noi spunem, trebuie să mâncăm repijor, atunci vă spun, băi, repijor, poate mergem la un steakhouse? Care steakhouse-ul, steak-ul se face în 48 de minute, care, doar am spus, quick, fastest ne trebuie. Poate star kebab atunci.
Давай, star kebab, pizza, burger, da, adică tu angajezi produse care corespund în paradigma. Tu când te duci la mall, la tine e biggest. Tu te duci la mall pentru că tu te duci la mall pentru că el e mare, pentru că acolo e tet și acolo tu ne fact că ceva scumperi. Nu dai și nu te duci la mall scumpere. Da, adică de când asta, ducându-te la mall, trebuie să cumperi ceva. Prosta păhădit pe smătrei după ceva chica, da? Respectiv, în sensul ăsta, noi când alegem brandurile, noi le calibrăm inclusiv la poziționare. Și atunci când voi vreți să vă creați brandul, voi trebuie să vă întrebați, voi sunteți biggest sau cheapest? Și când sunteți biggest, asta înseamnă că voi vă asumați că contentul, production-ul, toate elementele legate de business-ul vostru vor fi pe latura biggest. Spre exemplu, eu deloc nu-s cheapest. La noi consultanța pe un an de zile ajunge și la 10.000 de euro pentru ca să ne implicăm săptămânal în business-ul vostru pe direcția de marketing. La noi instruirile încep la vreo 50 de euro, la noi consultanța pe oră e 100 de euro, adică noi nu suntem cheapest. De aceea când noi facem un produs, în fața mea stă o cameră care costă ho-ho-ho. Stă un microfon aici, în aură rinocerului. Stă lumina, adică noi nu putem să nu ne împachetăm corect. Pentru că noi zicem, produsele pentru clienții noștri vor fi de calitate bună. Și voi acum mă auziți pe mine fără microfoane, dar mă auziți bine. Dar eu pot prin webcamere, îți conectez și îți fac webinar. Contentul va fi același, dar mai greu o să fie de auzit. De ce? Dacă eu vreau să creez în jurul brandului meu o aură de biggest, de expertest, eu voi investi în cameră, în lumină, în oameni, în aplicații, în sisteme. De ce? Atunci când voi vreți să vă poziționați compania, eu vă rog, insist, gândiți-vă la elementul ăsta, tăți vor biggest. Când și n-am întrebat la noi în cursuri, când sunt oameni, tăți spun, eu vreau biggest, expertest. Și când încolo luăm foci din Google, textul facem cu ochii închiși, de-a criticile cu ele au trebuit, lași pui fiecare virgulă unde vor și tot așa mai departe. Adică voi trebuie să corespundeți. Voi ați văzut vreodată Apple să facă un spot publicitar așa din și este? Sau, spre exemplu, alte companii care se poziționează real biggest. Noi în Moldova avem mai mult oameni care targete cheapest, spre exemplu, care se poziționează. Și deseori cheapest-ul nu presupune că este atât de important. E ca Jobs to be done, când noi vorbim, e că acolo sunt trei exemple. Spre exemplu, petrecerea timpului liber interesant în timp real când stați în rând. Asta de obicei este Instagram-ul. Da? Sau, spre exemplu, achitarea rapidă și comodă a facturilor. Jobs to be done nu este să iau un taxi și mă duc la bancă. Jobs to be done este să-mi descarc aplicația și băncile care n-au aplicație că eu să achit facturile, ele nu sunt pentru mine, pentru că eu ca client, eu aștept că eu să intru, să apăs două ori și nu să-mi iasă un formular de parcă eu cumpăr cartieră când cumpăr online și pe BPay sau unde, când treci acolo 28.000 de rânduri, oamenii închid și duc, dar nu trebuie nici asta. E ca de ce când jobs to be done lor era, eu vreau ușor. E ca așa, click, 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 отправить. E ca, dacă jobs to be done este acesta, atunci voi trebuie să lucrați pentru clienții voștri. Dacă voi știți că audiența voastră e vrea că voi să fiți cel mai bun, înseamnă voi trebuie să aveți certificare Facebook și toate certificările din lume. Pentru că audiența voastră vrea să spună, eu vreau să lucrez cu cel mai bun din țara asta. Cine este cel mai bun? Dumitru Talbazan, Talbazan, Talbazan. Vecinii străgă. Respectiv în contextul ăsta mergem mai departe pentru că partea introductivă despre ce e cu audiențele, încotro noi ne ducem și ne ducem. Dacă vă este ok, dați-mi un feedback. Dacă introducerea, timpul vorbirii, n-am părut, știți, eu deseori spun că în viața noastră sunt oameni diferiți. Cei care cred că este ok de la 1 la 100, dați-mi un follow-up, un feedback despre sesiunea noastră de până acum, noi mergem mai departe despre ce audiență, iar porneam să vă zic că cu siguranță poți fi oameni care zic și te mai muțărești, mai băiete, mai parcă par nu om prost, da? Da, dar și te mai, nu e ca nici nu le-am făcut, dar ei mă urăsc pe mine. Este așa ceva, intonația, subțărimea vocii, maniera de gesticulare, cum o zacata la șen cu un ochelare. Am vrut să ies azi pentru că bate lui Nina. Respectiv, dacă totul e ok,
Așa, perfect, super, super. Mersi tare mult pentru feedback. Cei care scriu vouă 100 de baluri la karmă, like-uri, share-uri și multe vânzări, și care nu scriu, vă iert, vă înțeleg, voi la urmă să faceți tag până când ascultați atent. Mergem mai departe și noi vorbim despre partea de ce audiențe noi avem. Dacă să vorbim despre audiențele care noi le avem în Facebook și Instagram, pentru că un mare accent o să pune și Facebook și Instagram, prima parte e conceptuală, ea ține inclusiv și audiența care le vine la voi în magazin, care vă sună sau care vă scrie în orice platformă. Două din platforme, Facebook și Instagram, care cel mai des probabil le folosim în Republica Moldova, noi avem câteva tipuri de audiențe. Aceste audiențe probabil le-ați văzut în contul de publicitate, ori în business manager, cont de publicitate și audiențe, și ele arată în felul următor. Ele sunt audiențe care voi le salvați, care voi le puteți să le folosiți în comunicarea voastră publicitară. Ele sunt de patru tipuri, sunt audiențele personalizate, sunt audiențe asemănătoare, sunt audiențe speciale, audiențe salvate. Audiențele personalizate sunt mai des întâlnite și respectiv noi le găsim în zona contului de publicitate. Da, adică dacă noi să vedem zona contului de publicitate, noi acum, că, spre exemplu, eu sunt la încălcător, sunt în business manager, business.facebook.com, aici audiențele despre care noi vorbeam, ne ducem în surse de date, conturi de publicitate, eu deschid contul de publicitate care mă interesează sau în meniu mă duc la audiențe. Iactele, sunt jos aici, audiențe pentru activitate de reclamă. Respectiv, eu deschid audiențele. Și dacă vedeți și în screen-ul de prezentare, noi avem elementul de audiențe personalizate și audiențele personalizate în interiorul lor, mai multe tipuri de audiențe. Deci, haideți să vă arăt în paralel și screen-ul și calculatorul ca să vedeți cam cum se întâmplă tot momentul ăsta. Cum ajungem la acest screen din stânga mea, ca aici, da? Adică cum ajungem noi aici. Noi suntem în audiențe. Am ales din meniu audiențele în punctul audiențe și aici noi avem punctul creează audiențe. Iată aici noi suntem la punctul creează audiențe și este primul parte a screen-ului în care voi puteți să alegeți audiență personalizată, asemănătoare, specială, salvată. Este de menționat, colegi, cei care nu au creat niciodată publicitate, cei care niciodată nu au făcut reclamă, cei care nu au intrat niciodată în business manager și habar nu au, eu must have recomand vouă și insist ca voi să clicați pe link-ul de mai sus, pentru că azi este o ofertă exclusivă pentru cursul de Facebook Start și Instagram. Înregistrați-vă și neapărat o să învățați mult, mult, mult mai deep în același format cum noi acum discutăm. Plus la cei care se înregistrează, la noi sunt incluse în ofertă încă și două cărți. Nu știu dacă voi ați urmărit pe mine în Facebook, noi avem două cărți. Asta sunt orbucurile Facebook și orbucul Instagram, câte 200 de pagini fiecare. De aceea, în contextul ăsta, dacă vorbim despre audiențe, noi avem programul Master Ads, unde noi avem o zi întreagă, un program de câteva ore doar despre audiențe. Respectiv, ce avem noi aici la audiențe, ceea ce aș vrea să recomand la fiecare este, voi minim vreo 11 audiențe trebuie să le creați azi și trebuie să le aveți neapărat. În creează audiențe, noi avem audiență personalizată. Aici sunt audiențele toți cei care au intrat la voi pe site, toți cei care sunt în lista de clienți. Voi puteți încărcați lista de clienți, număr, telefon, e-mail, nume, prenume. Și Facebook o să-i găsească pe dânșă în Facebook. Dacă aveți numărul de telefon, atunci șanse de vreo 40-60% din date, contacte, el le găsește. Pentru că deseori numărul de telefon coincide cel care voi îl aveți în bază la voi cu numărul lui real care el l-a pus în Facebook. Site-ul ăsta, dacă aveți un landing page sau un site unde e intrat. Avem câteva tipuri de audiențe care, indiferent aveți site, aveți buget, n-aveți, voi trebuie să le creați. Prima audiență este audiențele paginii de Facebook. Adică voi normal că aveți o pagină de Facebook și dacă voi alegeți pagina de Facebook și mergeți înainte, voi o să vedeți că aici sunt ce tipuri de audiențe pot fi create pentru pagina de Facebook. Și noi avem aici persoane care în prezent apreciază pagina ta, persoane care au interacționat cu pagina ta, orice persoană care ți-a vizitat pagina. Pagina de business noi ne referim. Adică voi puteți luați în remarketing persoane care au intrat la voi în pagină.
Și voi puteți să le arătați reclamă. O să vorbim în continuare ce fel de. O persoană care a interacționat cu orice reclamă, persoane care au apăsat pe buton, persoane care au trimis mesaj paginii tale, o audiență extraordinar de bună, persoane care au salvat pagina ta. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte audiențe pe Facebook și fix așa, la audiență personalizată, este contul de Instagram. Respectiv contul de Instagram, noi avem partea de tipuri de audiențe și noi aici avem încă 5 audiențe. Persoane care au interacționat cu profilul tău personal, persoane care au vizitat profilul tău personal, aici din păcate nu este cei care urmăresc profilul tău, dar cei care au vizitat, tot e foarte bună audiență, persoane care au interacționat cu orice postare, care au trimis mesaj, care au salvat orice postare. Cum folosim noi aceste audiențe? Deseori, spre exemplu, audiență, toți cei care v-au scris mesaj, vă știți că la voi mă iei o campanie, 36% reducere la tot stocul de nu știu și. Vă știți că voi v-au scris vreo 300 de oameni luna asta. 300 de oameni precis s-au scris. Dar vă uitați așa în portofil și v-ați cumpărat numai vreo 10. Cu restul 290, ce s-a întâmplat? Deși ei n-au cumpărat. Respectiv, dacă noi creăm această audiență, noi putem să arătăm reclamă numai pe această audiență. Și înseamnă că noi putem să selectăm, arată oamenilor care au scris mesaj business-ului meu ultimele 35 de zile. Și tu, dacă mi-ai scris, o să vezi reclamă, dar eu pot să setez reclamă ție targetată, tocmai în inimă. De ce? Pentru că eu știu pe tine. Eu știu că tu mi-ai scris mesaj. Eu știu că în probabilitate 99% că tu mi-ai scris mesaj despre, spre exemplu, epilarea epidemiologică, da? Pentru că asta era campania noastră care rula. Și atunci eu înțeleg că eu pot să formulez mesajul. Dacă te mai gândești, vezi 3 tehnici, vezi 50 de feedback-uri și eu pot să te procesez la nivel de manipulare, de marketing, corect, ca să-ți dau argumente să iau decizii în favoarea mea. Pentru că să manipulezi în marketing nu e așa de strașnic. Tu oricum îți cumperi de undeva. De la mine, de la altul, de la altul. Tu oricum, de undeva, îți cumperi. Întrebarea este, de ce nu de la mine? Pentru că probabil ceva nu ți-a ajuns. Argumente, suma nu a fost bună, modalitatea de tranșare, nu știu ce, culoare, mirosul, locație, ceva nu ți-a plăcut. Și tu, hop, te-ai dus pe drum și ai cumpărat. De ce? Pentru că e șud. Abia ca să-ți dau o șansă la afacerea ta, să dau o șansă la afacerea ta să vândă, trebuie să lucrezi cu audiențele. Deci e două din audiențe, 5 și 7, voi aveți 12 audiențe pe maxim 180 de zile și 360 de zile unele din ele, trebuie să fie create. Mai există o audiență care eu vă recomand să o creați, ea abajai audiența asta, mai departe într-un exercițiu o să vă arăt. Este audiența de clip video. E actul aici, sursa Facebook. Este orice clip video folosit în campanie sau în pagină sau în contul de Instagram. Alegem pentru cât timp din video. 3 secunde, 10 secunde, 15, 25%, 50, 75%, 95%. Adică voi ați postat la voi în pagină, spre exemplu. Alege clipurile video. Și noi ne ducem și alegem clipurile video. Și noi vedem că oamenii au văzut 30 de secunde, 70.000, 173.000, 5.000, 23.000, respectiv eu aleg aceste videouri și el să ne aleagă oamenii care au privit minim 3 secunde din aceste videouri. Asta este o audiență foarte bună. Spre exemplu, tare deseori tehnicile sunt că tu când arăți, iarăși același exemplu cu domnișoara și filmul, și tu îi spui hai și îi spune Liosc, dar tu îi spui, de-aia să povestesc ceva. Și începi să-i povestești vreo 25 de zile, ani, istorioare și pe unul remarketing poate ceva să prini. Fix aici este cu videourile. Tu începi să arăți niște videouri. Spre exemplu, dacă eu vreau să te invit la un program de-al meu, un curs, eu pot să-ți arăt un video în care ți-ți spun 3 pași prin care poți să citezi pagina de Facebook. 6 titluri din blog care să te ajute să faci vânzări. 7 setări must have pentru social media ca să lucrezi. 3 momente importante din setarea publicității pe care trebuie să le știe orice om care setează minim cu $1 pe zi publicitatea. Tu te uiți la aceste videouri, acolo real este calitate, adică acolo nu e zamanuhă de asta. Ai intrat și acolo și la urmă, cumpăr curs.
Da, adică nu e despre asta. E real content, eu real îți spun. Stenga, cum îți spun? Deschizi, pui video, faci tot, ia că fă, nu-ți trebuie curs, ia că ți-am arătat, fă. Cei care s-au uitat 3 secunde, probabil sunt oameni care întâmplător sau nu au avut când, iar cei care s-au uitat 95% din video, probabil fiți de acord că sunt oameni cu un interes mai sporit. Sunt două categorii de oameni, sunt oameni care întâmplător au uitat stângă video-ul, dar ei stare puțin. Și a doilea tip de oameni care real este interes față de acest subiect. Acum eu fac o audiență, toți cei care s-au uitat la trilogia mea de video-uri sfaturi pentru SMM, de 50% din video, și le arăt o imagine unde spune, data de 16 iulie, cursul Facebook Start, speaker Dumitru Talmazan, certificat Facebook. Probabilitatea să confic conversie în așa strategie este mai mare. De ce? Pentru că eu n-arăt pur și simplu. Eu arăt la oameni care măcar cât de cât se pliază cu elementul de strategie. Și dacă aici la noi intervin audiențele, aici la noi intervin elementele de remarketing sau strategiile de promovare în care audiențele sunt un plus mare, mare, mare. Ce să faci cu ele? Ia că ai creat audiențele, baza de date, oameni care au intrat la tine pe site, oameni care au văzut video-ul, oameni care au cele 7 în Facebook, cele 5 în Instagram, plus încă mai ai tu audiențe, mai ai încă combinații, ai aflat jobs to be done, ai aflat avatarul. Ce să faci mai departe? Mai departe cu ele faci un lucru. Ori le analizezi ca să înțelegi mai bine, ori faci publicitate. Vânzarea se face pe 3 tipuri de audiențe. Cold, warm și hot. Vânzarea este diferită și informația este diferită pentru toate aceste 3 tipuri de audiențe. Azi vreau să vă rog ceva și să vă povestesc ceva, ceea ce nu neapărat că o să vă placă la nivel de concept, dar în următorul an voi n-ați să aveți încotro pentru că o să trebuiască să vă conformați la acest element. Deci, fiți de acord că informația este foarte mult. Fiți de acord că atunci când voi faceți scrolling în Facebook sau Instagram, ați văzut o ofertă și întâmplător n-ați clicat, ați scăpat-o, voi nu vă tăieți vinile, voi nu vă faceți griji. Da, câteodată mai faci scroll să vezi, dar poate este și e nu-i, dar trăiești mai departe, nu, dar să mai și încă câți de iște au fost, câți am avut eu de iște, da? Respectiv, voi nu vă faceți griji de ce? Pentru că așa de mult conținut este în online, că noi nu avem foame de reduceri, foame de produse. Rar când, un produs poate să aibă un fel de sete, interes sporit. Spre exemplu, eu acum în InfoBusiness urmăresc o strategie. Dacă voi întâmplător ați urmărit ultimele 2 săptămâni pe Mihail Dashkiev de la Business Moldest, el a revenit peste 2 ani de zile de pauză în online, a creat o companie nouă, ceva cu metodologie și a făcut un sondaj de pre-sale, un anchetă în care tu lăsai datele tale, eu tot am lăsat datele mele și el în 24 de ore a strâns 2000 de solicitări de cumpărare. Respectiv, foarte rar se întâmplă când tu poți să faci așa performanță. Deseori, este că da, și ești unica care faci coafură, da, și ești unicul care are azi reduceri, și ești unicul care are narghilea, care are borș, care are zamă, care vinde poamă, care... Adică, noi azi trăim într-o eră în care consumatorul decide de la cine cumpere. Nu-i deficit. De aceea, când tu comunici cu mine în online, tu trebuie să știi asta. Trebuie să știi că, teoretic, tu ai mai mare nevoie de mine, ca vânzător, decât eu, ca cumpărător, am de tine. Chiar dacă eu sunt cumpărătorul și eu am nevoie de serviciul tău pentru ca să trăiesc mai bine, să lucrez mai bine, să învăț mai bine, să fiu mai bine, să... Dar oricum, poziția mea este că nu e la tine, mă duc la altul. Mersi. Și nu odată voi ați lăsat coșul la intrare în magazin și ați spus cu așa e service lui mamta să-i vinzi. Și ați ieșit. Da? Deși, dar pentru că te-ai dus peste drum la alt magazin și ai cumpărat și sănătate. Și încă pe urmă ai dat foc la acel magazin. Adică, noi azi suntem într-o zonă destul de specifică la nivel de
realitatea consumului. De ce? Noi avem așa un element legat conceptual că orice campanie, orice comunicare pe care voi o faceți online, ea este în format de pâlnie. Sus, noi avem așa zisul impact. Impact. Mai jos este așa zisul CTR. Mai jos este așa zisul client potențial. Client potențial. Mai jos este client calibrat. Mai jos este client de succes. Și mai jos este ambasador. Ce primim noi în acest context? Noi primim că în Facebook noi avem dând $200 lui Facebook, noi să avem cam așa se calculează apropo o campanie, câți bani noi să dăm dacă vrem să facem $200. Noi avem $200, noi spunem ok, $200 este așa un parametru ca CPM, cost per 1000 de afișări. Și dacă CPM-ul să ne imaginăm că el e 1, înseamnă că noi să avem un impact de vreo 100 de mii, 180 de mii de oameni la care să le se afișeze publicitatea. Pentru că așa e matematica business-ului Facebook-ului în online. CTR-ul este procentul prin care oamenii au clicat din cei care au văzut. Să ne imaginăm că pe noi ne-au văzut, asta este impactul. Hai să facem așa, asta la noi să fie afișări. Afișări. De aici să fie impact. Și impactul la noi e de 100 de mii, dar afișării sunt de 180 de mii. Asta înseamnă că la noi aici e frecvența, aici la noi e $200, da, aici la noi e frecvența. Genul ratat 1 întreg și 7 per persoană. Mai departe intră în dans CTR-ul. Câte clicuri, câți clienți potențiali la noi au fost? La noi au fost 1000 de clicuri pe landing la $200. Respectiv, noi înțelegem că dacă au fost la noi 1000 de oameni, 1000 împărțit la 100 de mii, asta este cât? 1%? CTR-ul la noi este 1%. Spre exemplu, 80% cât e? 10 mă duc. 100 de mii, 1000, 10. Respectiv, mai departe, client calibrat este din cei care au intrat pe landing, câți au completat formularul? 100 au completat formularul. Și atunci la noi aici procentul este de 10% din LP. Landing-ul la noi convertește cu 10%. Client de succes, asta este departamentul de vânzări, la noi vinde cu 50% și noi la 5 am vândut de 5.000 de lei. Ce cu mediu este 1.000 de lei. Ambasadorii brandului devin 3, care mai fac în parcursul anului în LTV, ne mai fac încă de 20.000 de lei vânzări. Și respectiv, eu înțeleg că există ca așa o pâlnie în vânzări care influențează și lucrează în tandem cu marketingul. Unde este aici audiența și de ce eu pomenesc în momentul ăsta? Fix aceeași pâlnie este la noi legată de partea că sus la noi este audiența rece, jos la noi este audiența caldă, fierbinte și ambasadori. Adică noi sus, asta este impactul. Voi trebuie să targetați doar în partea de sus a pâlnii. Aici noi alegem femei, bărbați, interesul sport, de la bălți, frecvent călători, îi place înghețata, morojna, iPhone. Adică aici sunt interesele. Audiența caldă este oamenii care au interacționat cu noi, interacționat. Aici, la audiența caldă, asta este acest element pe care eu vă-l arăt legat de audiența personalizată. Adică voi aici, audiența personalizată este audiența caldă, de fapt. Adică dacă omul a văzut video-ul, dacă omul a analizat landing-ul nostru, a vizitat site-ul nostru, da, traficul spre site, dacă omul este la noi în baza de date, a fost la vreun webinar, sau dacă el este în audiență caldă aici. Respectiv, dacă el a cumpărat, el este în audiența fierbinte,
Și dacă el îi mulțumit, el devine ambasador. Și ambasador asta este, știți, mulți vorbesc despre existența așa unui canal de, de vânzare care se cheamă Sarafan Radio. Sarafan Radio asta în limbajul euro-modern se cheamă ambasadorii brandului, care le place, care povestesc și care sunt gata să spună la tăți pentru că ei vor să se asocieze cu voi, ei lor le place ce voi faceți și atunci la voi vine trafic mai calitativ. Respectiv, ce avem noi într-un final? Noi avem aceste audiențe, audiența rece, care ține de targetare, care trebuie să o găsim, ea nu știe de noi, ea nu știe de brandul nostru, ea nu știe despre nimic. Noi avem audiența caldă, care noi o creăm prin audiențele personalizate și prin tot ce înseamnă targetarea ulterioară a remarketingului. Noi avem elementul de audiențe fierbinte, asta este baza de clienți, asta este CRM-ul, asta sunt oamenii care au cumpărat. Și noi avem ambasadorii, asta sunt oamenii care ne promovează, care ne susțin, care zic, hei! Unul m-a scris și ne face să mămă într-un grup de social media și ambasadorii scriu Dumitru Talmazan, oameni sfinți, alt cuvinte n-am. Respectiv, în sensul ăsta, voi dacă vreți să lucrați cu audiențele, voi trebuie să luați în vedere că audiențele sunt și pot fi doar în formatul strategic audiență rece, audiență fierbinte, audiență caldă și fiecare din aceste audiențe, ele au un rol, au un scop, au anumite audiențe de fapt în spate, adică anumite tipuri de audiențe. Calibrate la jobs to be done, pentru că audiența, fiți de acord că voi ca client, spre exemplu, care deja știe produsul, care o mai cumpărat, aveți alte așteptări de la brand decât om care prima oară vine. Care vrea să înțeleagă și asta, dar voi de-mi știți, n-ați avut drujdiște care voi vă duceți prin restaurant undeva și voi așa mergeți știșor, nu știți unde, la stânga, la dreapta, dar el întâi parcă la dânsul acasă. Și încă mai ales dacă știi aifțană, zice, mi-ești noroc! E un călean, ca întotdeauna, da? Adică, jobs to be done, e diferit. Ai să duci să mă utferdița în acel local, tu te duci să descoperi ceva nou. Ceva curiozitate, ceva cu te chemat. De aceea, elementul de strategie e foarte important. Un al doilea moment, care spuneam analitic și inclusiv, este elementul de remarketing. Remarketing este acel retargeting sau comunicarea a doua sau a treia oară. Dacă să desenăm remarketingul, el cumva o să fie cam în felul următor. Noi avem, spre exemplu, anumite activități. Noi avem Facebook video, noi avem Facebook Live, noi avem Instagram Live, noi avem Google Search, noi avem Influence Marketing, noi avem diferite canale de comunicare care comunică diferite mesaje, da? Fiecare din canale comunică diferite mesaje, mesajele sunt în format diferit, unui video, unui foto, unui carusel, unui text. Formatul este diferit, toate aceste canale se duc către un convertor. Și convertorul la noi este ca elementul de audiență. Și convertorul poate fi LP-ul, site-ul, messenger-ul, poate fi magazinul vostru online unde oamenii vin, poate fi un site e-commerce, diferite elemente unde se duce audiența pe care prin canale cu mesaje, anumite tipuri de canale livrează conversia asta. Și ea că aici, în baza convertoarelor și a formatului, se creează audiențele personalizate. În zona asta, noi avem, așa zisele și menționate mai sus, audiențele personalizate. Și când noi setăm o campanie nouă, noi putem să mergem la audiența asta personalizată cu un mesaj individual. Pentru că noi știm cine el este. Noi știm că asta este omul care ne-a scris mesaje. Dar asta este omul care a fost la noi pe site. Dar asta este omul care a privit video-ul meu. Dar asta este omul care a fost pe produsul X sau Y. Și eu pot... Știți, remarketingul cel mai simplu de l-a explicat asta este când voi ați intrat pe site-ul AliExpress și la voi v-ați uitat la husă și pe urmă voi veniți în Facebook, dar husele și alea vin de urmă voastră. Fix așelea husă! Sau booking-ul. Apoi, asta este remarketing.
Voi ați intrat pe site, acolo s-a creat o audiență în baza contului de publicitate și audienților care vi le-am arătat. Aceste audiențe acolo se creează toți cei care au intrat pe produsul ăsta să vadă reclama asta, toți cei care au intrat pe produsul ăsta să vadă reclama asta. Este așa încă un termen în publicitate dinamică azi. Pentru cei care vorbesc despre pixel, despre audiențe, remarketing, retargeting, STR, SPM, SPSI, SPL, SPA, ROI, ROAS, ROMI, toate elementele astea, dacă eu le vorbesc, voi aveți treabă cu marketing, voi sunteți businessman care cheltuie mai mult de 200-300 de euro, dar voi habar n-aveți și eu am zis amuia, urgent, urgent, fără să anunțăm vânzările, scrieți-mi în Instagram pe talmazan.md, Dumitru, dă-mi ceva cursuri să înțeleg ce înseamnă reclamă. Ega, așa își scrieți, Dumitru. Ega, vedeți-mă în ecran Instagramul meu, talmazan.md, și scrieți-mi încolo, Dumitru, am fost la webinar, tăte ghine, dar n-am înțeles nică. Vreau să trec niște cursuri de reclame. Așa, să vorbești la telefon despre vacanțe și aparate, publicitate despre traveling. Irina, este ipoteza asta, Irina spune despre o ipoteză de ne ascultă sau nu pe noi, dacă eu zic amuia, poate de seară să mâncăm niște pizza și hop, văd reclamă de pizza, da? Adică este așa o ipoteză, mulți zic, da, da, am avut și eu și ceva și cu toți eram șoche. Eu când am făcut MBA, eu am avut una din teme, securitatea cibernetică în Londra. Consultantul Margaret Thatcher ne dădea tema asta și el spunea un lucru. Tehnic, să realizezi așa tracking, este foarte scump. E posibil, dar e foarte scump. Să faci tracking la toate telefoanele, la toate cuvintele, asta este big data foarte mare. De ce e probabil 99,9% că asta nu este? Ceea ce există, există un element și voi să vă regăsiți acuși. Când ești gravidă, încerci să vezi toate gravidele din Chișinău. Când îți cumperi Audi, pe drum numai Audi vezi. Când cauți Porsche, numai Porsche-uri vezi. Frate, eu căuta de asta un model de mașină și spune, băi, până mă nu vedem modelul ăsta de mașină, dar mă piste tot modelul ăsta. Dacă să rezonați cu și, zic eu acum, dați-mi feedback să înțeleg că voi sunteți aici și că văd că și-au murit chat-ul, parcă nu e nimeni. Respectiv, adică deseori asta este coincidență sau real te-o luat în remarketing. Și tu pur și simplu ai văzut acum de-abia. Adică tu și înainte ai văzut pizza asta, tu și înainte ai văzut Turcia, pur și simplu tu n-ai atras atenție că tu n-ai vorbit despre asta. Dacă ai vorbit asta, știți cum? Nu vă imaginați amuia un elefant dezbrăcat cu urechi albastri. Da? E ca e ceva de genul ăsta. Respectiv, momentul este despre același lucru. Tu pur și simplu vorbești despre asta și asta se întâmplă. De aceea, remarketing-ul în contextul audiențelor este foarte important. Deseori oamenii setează publicitatea și setează, acolo se creează audiențe, cele audiențe nu aparțin lor pentru că ei nu lucrează prin business manager, pentru că ei nu creează audiențe, pentru că ori alți prestatori le creează publicitate și ne dăjmaiut, adică nu duc până la capăt. Tu ai setat o campanie pe 10 zile, nu contează, trafic spre site, video views, mesaje. În ultima zi mai fă o campanie de remarketing, toți cei care ne-au scris mesaje, toți cei care au intrat la noi pe site, toți cei care au privit video-ul, dar colegă cu alt mesaj, cu alt creativ, dar bei minea, țing și gata, adică asta e marketingul, de ce voi trebuie să operați cu aceste instrumente conform predestinației acestor instrumente. Altfel, n-are sens sau, nu că n-are sens, dar să fie foarte greu în direcția asta. Spuneți-mi, vă rog mult, dacă aveți voi întrebări până la acest moment legat de audiențe, pentru că eu o să fac o recapitulare și o să dau celor care doresc o ofertă specială, iar cei care vor și materialele de azi, spre exemplu, tot ce ține de audiențele sau schițele, jobs to be done, avatarul clientului, cine vrea aceste fișiere, eu să vă spun acuși cum voi să le obțineți. De aceea, în sensul ăsta, voi vedeți acum, spre exemplu, vă povestesc ce voi puteți să faceți pentru cei care vor să înceapă o direcție de comunicare. Compania Talmazan School are în grilă 3 produse de bază.
Este cursul de Instagram de 2 zile și adițional primiți un workbook. Vă rog să scrieți întrebările legate de curs, pentru că eu să intervin până voi scrieți, eu vă povestesc ce oportunități mai aveți să procurați, să faceți parte gratuit cu plată în demo din ceea ce oferim noi. Deci, cursul de Instagram, care are peste 200 de pagini despre scenarii, tabloane, șabloane, live-uri, module, foarte multe, este 2 zile de Zoom plus un workbook pe care îl primiți, voi stați așa în fața calculatorului, ați deschis aista și spuneți despre live-uri. Toată viața m-am temut despre live-uri, hai să discutăm despre asta. Și acolo noi povestim și voi vă notați. Există programul Facebook Start, care are la fel 10 video înregistrate plus un workbook care pas cu pas, uitați, v-am deschis taman la Jobs to be Done, aveți chiar și acest desen aici. Aici e pas cu pas, tipuri de content, formate de content, tabele de raport, toate momentele astea. Apropo, cărțile astea se vând și aparte, ele sunt 25 de euro. În Instagram, cine vrea, poate să scrie Dumitru vreau workbook-ul sau Dumitru vreau cursul. Cei care vor cursul, voi aveți un buton. Acest buton are o ofertă. Cursul la noi costă 99 de euro, iar astăzi cei care se înregistrează primesc oferta de 79 de euro. Este 10 lecții video, este cursul Facebook Start, o pagină și 2 ședințe, o pagină, o carte și 2 ședințe. Este cursul Instagram la fel sau varianta combo. Pentru cei care vor să trec și Facebook și Instagram, este varianta combo de 140 de euro, unde intră comunicarea, 4 zile de curs, 10 video și 2 cărți. Avem și al treilea produs la nivel de publicitate. Deci unde noi creăm business managerul, creăm audiențe, creăm Google Tag Manager, Google Analytics, Yandex Metrica, facem strategii de campanie, facem campanie. La noi acum rulează, se termină sâmbătă programul 43 de Master Ads. Noi nu avem o ofertă pentru el, el este de 6 zile, el este un pic mai complex, are 10 lecții înregistrate plus 6 întâlniri, grup închis, acolo e despre cei care setează mai mult de 100 de euro pe lună buget, au nevoie de așa curs, sau cei care lucrează cu audiențe sau vor să-și maștabeze business-ul. Deci acolo noi avem doar oferte personalizate, prețul în online este de 399 de euro, Am și o ofertă pentru cei care să-mi scrie în Instagram. De aceea, înainte să parcurg la întrebările voastre, vă fac recapitulare legat de tot ce noi putem să propunem, tot ce poate fi argumentat și puteți găsiți în online la cei peste 30.000 de participanți la evenimente și 2.000 de absolvenți, feedback-uri online, offline, scrise, care voi puteți să le analizați. Azi, pe butonul care vă îl vedeți, voi puteți să aveți o ofertă specială, ori un curs de 79, ori a doilea de 79, ori împreună de 140. Voi puteți înscrieți în Instagram, Dumitru, vreau tabelele Jobs to be Done și Avatar. Și eu vă dau vouă gratuit aceste tabele. Normal ar fi că când scrii Dumitru Dăni gratuit tabelele, măcar să văd că ai făcut un stories, din uvajenie, măcar dacă nu din frică. Sau din dragoste. Și eu vă arunc link-ul. Dacă voi vreți, pe lângă aceste 2 cursuri, și un program de Master Ads, unde noi vă vorbim despre publicitate, atunci spuneți, Dumitru, vreau o parte Master Ads sau fă-mi o ofertă generală. Și Master Ads, și așela, și așela, și toate împreună. Adică ele total se primesc vreo 700, dar așa mi se pare că 500 de euro, posibilitate în rate plus vreo 2 luni de curs. Cine e ca e zero, vrea să începe de la zero până la avansat. Posibilități de instruire există și online, există și offline, există și la noi și la alții, aici voi decideți. Cel mai important lucru pentru seara de azi este să concluzionăm ce voi luați azi pentru faptul că ați fost aici. În primul rând, scrieți în Instagram mie, talmazan.md, după ce face stories, Dumitru Dăni, modelele de Jobs to be Done și Avatar. În al doilea rând, vă întrebați ce cu audiența voastră. Care este Jobs to be Done-ul ei? Care este fricile? Care sunt valorile? Care sunt momentele importante care trebuie luate în considerație atunci când noi vom crea campanii sau comunicare?
Noi înțelegem că există audiențe în Facebook și Instagram care trebuie must have de creat. Asta este site-ul, Facebook-ul, video, Instagram video, pagina de Facebook 7 audiențe, Instagram 5 audiențe. Noi înțelegem că aceste audiențe nu ne servesc pentru analitică sau să facem remarketing. Și ca să facem remarketing, noi trebuie să înțelegem că avem ceva audiență strâns, pentru asta turnăm de sus, este pâlnea și la audiența care noi deodată targetăm, dăm un mesaj mai de departe, pe urmă cei care o s-au uitat, o fost, o clicat, dăm un mesaj mai avansat, pe urmă cei care o completat sau fost, dăm un mesaj mai deep, mai jos. Respectiv, această strategie nu ne va permite ca noi să fim mai relevanți, mai conversionali și mai corecți în raport cu clienții noștri potențiali, ca să nu dați 70% reducere la tăt, sus, la rece. El încă nici nu știe, el încă habar nu are și asta înseamnă fluorografie, dar tu de-aia îi faci reducere. Respectiv, el nici pe geaba n-ar lua-o, pentru că el nu știe dacă lui și-i trebuie. De aceea, în sensul ăsta, înțelegând frica lui, înțelegând că el n-a să duc la dentist, pentru că cultural vorbind la dentist, în seara de galben îți duc numai când doare, sau în copilăria mea, eu zic istoria asta tristă, dar reală e așa era. Eu nu știu, voi poate sunteți mai tineri de anul 1988, dar eu am 33, și când eram eu mic și mergem la tabere, erau lageruri, apoi în tabără noi, odată în an, când ne cam mici eram, pe urmă eram tineri, la colegiu și de-am ascult, de-am arat civilizația, da? În Ceș, Chișinău. Da, când eram în sat, doar în tabere, vara, cumpăram pastă de dinți. E ca tabăra la mine se sucea întotdeauna cu pastă de dinți. Asta era un fel de, te duci la tabără, îți iei plafși, pastă de dinți, șlăpănți. Nu e genul, este ca un fel de beach pachet. De ce? Cum pe timp și ala tu să mergi în remarketing la mine cu nu vrei pastă cu periuțe de cei care se învârtește dacă eu ce e normală încă n-am ținut în mână? Ca pe urmă deja asta să devină normă. Și de atâta Colgate, când începe campaniile publicitare, îți duc în grădiniță sau blendament sau toate mai multe branduri care voi le știți, știți din cauza că ei au vorbit cu voi, nu copii blendament, dar știi că nu știu și parcă nici nu te pune să cumperi, dar te sunt genovat că n-ai cumpărat. Cursurile tale sunt relevante pentru piața românească. Irina, da, noi avem experiență și cu agenția, cu branduri din România. Noi avem vreo 3 branduri. Avem și Mentor My Business cu programul de consultanță, 2 branduri din România. Avem participanți, followeri, de ce? Adică nu contează de unde sunteți. Logica audienței rămâne aceeași. Instrumental vorbind, și cultural, noi practic aproape suntem la nivel și de creativi și de bugete, un pic la voi bugetele sunt mai mari, dar oricum e aceeași. De aceea mai sus este link-ul pentru această ofertă, este Instagram-ul meu, este posibilitatea să beneficiați de mai multe lucruri. Dacă nu sunt întrebări sau dacă sunt întrebări, cu drag vă răspund. Dacă nu sunt întrebări, atunci eu vreau să vă mulțumesc vouă, să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost azi aici, pentru stories-uri care le-ați făcut. Vedeți în ecran, talmazan.md este Instagram-ul meu. Talmazan School este compania în cadrul care voi vă aflați acum. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru încredere. Vă urez o seară excepțională. Și sper mult să vă îndrăgostiți de audiențe, de remarketing, de marketing cum sunt îndrăgostit eu. Și dacă ar fi să ne vedem curând, cândva, în contextul de comunicare digitală la noi sau în evenimente, cu drag, spuneți Dumitru, ne-am văzut la webinar, mă bucur să te văd în realitate, opriți-mă în drum, pentru că e plăcut să văd oameni care vin la evenimentele noastre, să le văd după asta în offline. De aceea, cel mai important acum este să faceți ceva acțiuni. Pentru că doar cei care nu fac, spun că nu s-au primit, sau spun că asta e greu, sau spun că asta este real. Eu cred în voi, cred că va fi posibil. Vă las aici încă 5-10 minute decizii să scrieți, să faceți stories-uri, să faceți ceva ca să completați. În rest, vă mulțumesc!